nu-mi imaginez că un om al justiției, un om al dreptății, refuză să caute vinovați într-un dosar în care să ai 64 de morți. În noaptea am mai vorbit de două ori, deci am vorbit de trei ori. El a, singurul lucru pe care el nu ni l-a spus la telefon, dar l-am aflat pe urmă de la rude, de la prieteni care s-au dus la spital, că avea trei degete care trebuiau amputate și că într-adevăr încerca să bea apă și nu putea o scuipa și la un moment dat chiar îmi spunea un cumnat că își cerea scuze de la, a cerut apă, i-a dat o asistentă apă și n-a putut să o înghite, deci avea clar arsuri pe căile respiratorii și în momentul în care a vărsat-o își cerea scuze că a făcut mizerie pe jos, că a scuipat apa. Pot să vă spun că a stat în picioare, se ruga de doctori să nu-i amputeze cele trei degete, pentru că fără el ar fi însemnat să nu mai poată cânta la chitară și atunci spunea că mai bine moare decât să nu poată cânta la chitară, pentru că visul lui ăsta era. După care nu mai știu nimic. A fost sedat și din momentul în care a dormit nu s-a mai trezit, a murit după exact 21 de zile. Pe 12 noiembrie, pe 21 noiembrie, scuze. Deci după 3 săptămâni a murit în Spitalul Sfântul Ioan cu 5 nosocomiale, prima confirmată din analize deja pe 2 noiembrie. Deci vă dați seama că din momentul internării a și luat-o. Și aici, studiind dosarul, vedem, de fapt studiind dosarele tuturor victimelor, vedem că toți din momentul internării au fost tratați cu mai multe antibiotice cu spectru larg, pentru că e foarte clar că se știa unde au băgat și știau că primul lucru pe care îl va face, fiind rană, corp deschis, vor lua bacteriile. Numai că cam toți au luat bacteriile de la intubare, pentru că aproape toți au avut primele confirmări pe căile respiratorii. Și atunci, pentru mine există acest foarte mare semn de întrebare și este o acuză pe care o fac statului român și Ministerului Sănătății și tuturor celor care au construit sistemul ăsta de sănătate nenorocit din România, știind că ai spitale în care colcăie bacteriile, știind că anual mor mii de oameni pentru că se duc să se opereze de apendicită și pleacă de acolo cu chipurile pneumonie, că i-a tras curentul, așa au justificări din astea, și mulți dintre ei chiar mor din cauza acestor nosocomiale, cum și-au permis să spună că avem de toate, cum și-au permis să spună că nu sunt transportabili? Din primul moment s-a știut ce se va întâmpla cu ei. A fost o chestie de care rezistă. Nu neg, nu aș putea să spun că medicii nu au făcut tot ce au putut. Într-adevăr, au fost dedicați, au fost alături de victime, s-au zbătut, numai că le-a lipsit ceva. Le-a lipsit curajul de a spune adevărul. Pentru că ei veneau, se uitau în ochii noștri și ne spuneau, facem tot ce putem să-i salvăm. Nu, trebuia să spună, noi facem tehnic tot ce putem să-i salvăm, însă avem o problemă. Nu avem dotări, nu avem izolare, nu avem curățenie la noi, vor muri. Încercați să-l luați de aici și să-i duceți la cei care se pricep. În spital au murit 37 de oameni. Bun, din 37 să zicem că, nu știu, 5-10 au murit, clar că aveau arsuri de, habar n-am, 80-90%.
Dar toți au murit cu bacterii nosocomiale, toți au murit din cauza acestor bacterii. Și atunci, când ai, avea băiatul meu 28% arsuri declarate de ei, țin să spun că văzând dosarele de la noi medicale și dosarele venite de afară, deci la noi pleca cu 40%, neamțul sau belgeanul spunea că are 25%. Deci la noi se mințea în tot. În dosare nu se spunea nimic de nosocomiale. Deci în momentul în care tu iei pacientul și îl trimiți în Anglia sau în Franța sau în Germania, îl așteaptă să-i spui toate datele pacientului. Ai noștri n-au pomenit nicăieri. Noroc că fiind trecut tratamentul, ei vedeau. Păi când tu îi dai 5 antibiotice cu spectru larg, și atunci toate statele astea i-au băgat în carantină. Ai noștri spuneau mereu, mamă, ce izolare. De fapt, ei izolau, pentru că în acele camere, în multe țări, uitați, chiar acum vreo lună vorbeam în Anglia, camerele în care au fost ai noștri s-au renovat total secțiile. De ce? Pentru că i-au speriat aceste bacterii. Sâmbătă dimineața s-a dat ordin ca nimeni din spitalele din țară să nu vorbească cu pacienții. Era în fiecare spital un om, singur om de exemplu, la Sfântul Ioan, era șeful de secție, care comunica cu noi, ceilalți doctori sau asistente n-aveau voie să ne spună absolut nimic și de câte ori treceau, n-aveau ce să facă, trebuiau să treacă printre noi. Puneau capul în pământ, se vedea pe ei că se simt prost față de noi, se simțea pe ei că le este frică, iar ulterior vorbind cu medici și asistente de la mai multe spitale care au găzduit copiii noștri, atunci am aflat că a fost un ordin dat ca nimeni să nu comunice. De ce? Să nu se spună lipsurile, să nu se spună ce se întâmplă cu ei? Nu pot să-mi dau seama. De urmă, aș vrea să știu de ce au spus de sâmbătă că niciunul nu este transportabil. Cum adică niciunul nu este transportabil? Sunt transportați din fronturi, din Irak, din Afganistan, de unde se duc lupte, răniți, făcuți bucăți și sunt duși în orice condiții, arsuri, mii de kilometri cu avionul, nu au nicio treabă. Ulterior am aflat că un pacient ars, oricât de grav, cel puțin în primele 3 zile, poate fi transportat liniștit, oriunde. Pe urmă, sunt curios să văd de ce s-a dat acel ordin din momentul în care ai noștri au fost trimiși în străinătate, de ce înainte de a pleca s-a dat acel ordin prin care se cerea statelor care îi primeau pe răniții noștri să nu facă autopsia acolo a celor care decedau. Autopsiile se fac obligatoriu doar în România. Ce doream să ascundem? Pentru că este clar că din primul moment s-a dorit să nu știm ce s-a întâmplat acolo. O perioadă în care toată lumea vorbea numai de asta. Numai că încet, încet au început lucrurile să se așeze. Ne amintim probabil cu toții interviul lui străinul Churchill prin ianuarie-februarie în care spunea că nu e adevărat, nu există bacterii, toți s-au colonizat, nu știu pe unde, pe arătură, pe câmpi, prin mașini. În spitale e o igienă perfectă. Dați seama că acest individ conduce... Din păcate, atâta timp cât vom nega lucrurile care există și nu vom încerca să schimbăm ceva, nu avem nicio șansă. Nu pot să-i înțeleg pe acești indivizi, pe un străinul Churchill, pe Arafat, pe Bănicioi, eu dă-l-mi, Doamne, iartă-mă, ăsta e politician, nu e doctor, are o diplomă. Probabil că de asta și e politician, că nu se pricepe, n-ar fi în stare să facă o meserie. Dar avem atâția alți doctori, Lascăr, Sândesc, nu știu, doctorii de la Spitalul de Ars, de la Baltazar Asene. Dom'le, oamenii ăștia au pretenția că sunt niște somități, că sunt niște intelectuali. Ce îi împiedică să se așeze odată la masă și să spună da, situația în România este asta. Hai să o recunoaștem și hai să facem toate eforturile pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru a schimba ceva. Pentru că la ora asta suntem râsul lumii.
cum este posibil să am 64 de morți, ulterior un tânăr s-a sinucis pentru că nu a mai rezistat, deci avem 65 de morți în urma incidentului, plus atâtea răniți și tu, ca stat român, să nu fii interesat să rezolvi acest caz. Eu, de exemplu, sunt foarte curios să văd când procurorul care anchetează acest dosar medical îi va chema pe cei de la DSP să îi întrebe cum au putut semna în spitalul Sfântul Ioan că nu sunt bacterii. Din punctul meu de vedere, acel individ care în ultimii 5 ani de zile a semnat că în Sfântul Ioan nu sunt bacterii, ăla trebuie ars în piața universității. Nu cred că este posibil ca la 3 ani de zile tu să fii în stadiu în care ești cu acest proces. Ți-au murit 64 de oameni, ai avut și ai în continuare o mulțime de tineri care au nevoie de recuperare, deci tu, statul român, ai cheltuit și cheltuiești în continuare pentru acești tineri, dar tu, statul român, nu ești interesat să afli cine îți provoacă această pagubă. De ce procurorii nu au făcut nimic în acești ani? Dosarele lor sunt cum sunt. Expertize. Noi nu discutăm nici la ora asta, după 3 ani de zile, de niște expertize, să vedem dacă ce s-a întâmplat acolo a fost bine, ce substanțe, de ce focul a fost cum a fost. În schimb, lăsăm liberă imaginația noastră a tuturor, publicând tot felul de filmulețe, de experimente, de exerciții. Uite, cu flacăra, acum aprindem o burete care nu se aprinde. Nu, cred că ar trebui să terminăm cu speculațiile astea. Un stat serios ar ancheta în primul rând și ar judeca.